Deci te rog să vedeți acolo. Da, pot să-l pun pe A să fie, de exemplu, să fie A și C în același punct? A și C-ul în același punct? Nu, că e interior. Păi totul interior. Păi da, dacă interior, interiorul segmentului nu, nu este pe... Deci nu atinge marginile. Păcat. Deci despre A. Dar păi nu, asta e, una este în interior și alta e, când zic, interval închis. Segmentul închis. Atunci eu pot să-l pun în, cu un centimetru după ce pe A. A e 0,5. Ce parolă e aici, Antene? Deci e profund online. 1, 2, 3, 4. Dacă dormi, dormi, dacă dormi, dormi. Da. Vedeți, dacă așa. Deci aici, cum am zis? Hai, David, el acum nu înțelege, domn profesor. Deci, segmentul AB este egal cu BM plus tot MA. Egal cu MA plus BM. Da, asta am înțeles, da. Hai să scriem. Atât am dat două valori. Dar de ce să înțelegi și să zici mult? Eu cred că ne ajutăm, să încercăm. Hai să fructificăm că e în mijloc. Asta înseamnă că AB, scrieți copii, AB e egal cu... E în mijlocul lui BC. Nu, e în mijlocul lui AB. Păi... E în mijlocul lui AB. De unde rezultă că AM... AB... AB... Egal cu BM plus MA. Păi am scris că AB rezultă. Unde ai scris? La B rezultă. Uite, au scris M, mijlocul AB. Uite, David, ce scris. M, mijlocul lui AB. Deci rezultă că B, M, este cât? M. Egal cu M. Bun. M, mijlocul lui AC. Ce rezultă? N, mijlocul lui AC, rezultă că N, scrie. N, mijlocul lui AC, scrie, Daria. Rezultă că? Că AN egal cu NC. Corect. Bun. Deci cum mă gândim aici? Ce înseamnă, ce înseamnă asta, David? Că mă, în mijlocul AB. Nu, am înțeles. De ce? Da? Problema e asta. Trebuie să găsim soluția. E posibil. Da. Păi cu ce te ajut? Dacă păi tu ajută, nu știi măi. Nimic. Ei, okay, hai să vedem așa. Atunci, mă, cât va fi? Deci, mă, de aici. MA, cu cine e egal de acolo, dacă vrem să-l facem din MA? Cu AB minus MB. Nu, e de două ori, e jumătatea lui AB. E AB pe 2. Nu? Poți să spun așa, da? Poate să zic așa, domn profesor? Da. Bun. Deci, MA este egal cu AB pe 2. De aici. ANĂ, cât ar să fie? ANĂ o să fie AC. AC pe 2. E, AC pe 2. Nu? Jumătatea lui AC. E corect, Daria? AN este jumătatea lui AC? Da. Da, AC pe 2. Deci este? AC pe 2. AC pe 2. Și acum? Hai să luăm acum. Exact. MA plus AN. Scrieți. MA plus AN egal cu AB supra 2. Corect. Plus AC supra 2. Plus AC supra 2. Care-i face? Care face AB plus AC pe 2. Face tocmai AC-ul tot. AB plus AC. AC. Tocmai BC-ul tot. Face AB plus AC. Tocmai BC-ul tot. Pe 2. Pe 2. Și egal cu 5. 10 pe 2. 5. Da. Cu 5. Dar cine este AM plus AN? Mână, mână, uitați, mână, mână e AM plus AN, adică mână, adică mână, în situația asta e 5 cm. Rezultă da. De aici. Deci ăsta este cine? Mână. Este mână. La ce care am scris mână. Și cu asta am aflat că mână este egal cu ca mărime, cât este mână? Mână 5. Mână egal cu 5 cm. Și cu asta, nu? În situația deci, de ce mi-ai dorit să particip așa, să crezi în problemă? Mai vedem încă o dată. Ce a avut aici autor să spună?
că tot BC-ul este cunoscut, că A-ul este pe aici undeva, și atunci M-ul mijloc și N-ul mijloc, M-N tocmai jumătate din M-N tocmai jumătate din cine? Din BC-ul, da? M-N jumătate din BC și câte marțile. Da. Voi intra deja. Da. Cristi sau Ionuț? Ionuț sau Cristi. Așa, și acum să vedem... Da, profesor, dar corect. Și pentru punctul B acum, și vedem. Facem o altă figură pentru punctul B. Da, asta facem. Vedem asta la bine. Dar eu nu știu nici, astea sunt ușoare, ci și de metri vă așteaptă. Deci este atât de ușoare încât dacă nu-mi înțelegeți pe astea, sunteți mâncați, dragi. Nu știi că nu știu ce mă aștept. Nu, hai să vedem, hai să vedem. O să fie chiar imposibil, pentru că noi am mai făcut. Nu putem să ne speriem. Exact. E tot matematic. Și foarte fain. Da, haideți să fim un pic atent. Acum luăm iar o dreaptă de... Da. Și pe care... Mai sunt și punctul B. Da. Păi uite, trebuie să arăt. Știm așa. Știm că avem punctele iar A, B și C coliniare. Păi facem că AC este 12 cm. Păi stai puțin, AB egal cu 8. Luăm AB 8 cm. Păi AB plus BC egal cu AC, adică 12 cm. Da. Adică sunt ordinea asta, A, B, C. Da. Da. Nu, A e capătul și C e capătul. Da, A e capătul și C e capătul. Hai. A și C. Da. Așa. Vreau să zic că din Cristina, de aia ți-am spus. Nu, acum, plecăm aici. Lași un sfert, da. Deci luați-le în ordine, da, A, B și C. A, B, 8, B, C, 4, da? Am terminat. Așa că încât acest de-a 12. Asta e situația de la punctul B. Noi trebuie să ne conformăm situației la punctul B. Luăm segmentul AB de 8. Deci AB este... 8 cm. Și ce vei capăt? Ce vei capăt, domn profesor? Așa. Ce vei capăt? Așa. Și trebuie să știm că AB este mijlocul, M este mijlocul AB. M, mijlocul AB. Și N, mijlocul lui AC. N a luat AC. A luat AC? A lua B. A lua B. Așa. Și ce acolo, sunt poate un punct. Da, a lua ce, domnule? Deci A, B, ai spus M odată. Da. Și N, a lui A, ce? A lua ce. Ia uitați-vă. Așa. N. Corect. Bun. Păi știm că M este mijlocul lui BC și putem să scriem pe B, A, B, ca M A... E mijlocul lui AB. M e mijlocul lui AB. Și pe A, B pot să scriu ca A, M, plus MB și voi afla că M este mijlocul lui AB și M este egal cu 4 cm. Dacă de la A ne-am mult de mai pe mână trebuie să-l aflăm. Da, profesor, dacă de la A la mână sunt 4 cm. De la A la mână? Sunt 4 cm, pentru că AB este egal cu 8. Așa. De la A la C sunt 12 cm, de N acolo să fie 6. Când e 6, da. Când e 6. Așa. Și dacă facem acolo... Nu, dar asta știm, uite, AB egal cu 8 înseamnă că AM este 4. Da, dar trebuie să și facem scriem asta, de da. Deci AB egal cu 8 cm. Păi de ce trebuie să demonstrăm? Nu demonstrăm, facem calculul, să facem AM... Rezultă că AM nu în mijloc, domn profesor, trebuie să scrieți, nu în mijloc. Mijloc. Lua B. Rezultă. Stai puțin să scriem. Da, rezultă. AM. AM egal cu M. Egal cu MB. Și de unde rezultă că AM egal cu 4 cm. Bun. Și acum trebuie să aflăm pe N. Știm că N este mijlocul lui AC. Scriem AC. N mijloc. Lui AC. Rezultă. Rezultă. Și AC egal 12 cm. De unde rezultă că AN egal cu NC este egal cu NC egal cu jumătatea lui, 6. Și acum știm că AM plus N
plus N pe plus A, nu mă scuzați, MN. Da, deci ce spune? Deci, MA. MA. AM. E, nu, mână, da. Care ne interesează. Mână e egal cu. Mână e egal cu. Mână e egal cu, dar de cine? AM. A, nu. Ce e tot? Da, dar pot să spun minus A. Ia, minus e în ce? Sau pot să spun M l-am calculat. Plus... Deci mână e egal cu? Ai zis cum? E ma, zice el. AM, da. AM plus... Plus cine, David? Întâi trebuie să pui aștepentul mare. AC, minus AM, minus CN. Și da, deci mână este tot AC, mă. AC minus... Minus AM, care l-am calculat. Minus AN. Nu minus AN. Minus AN nu. Ia uite, Davide. Minus CN. Doamne, de ce am? CN, ca să rămână MN-ul ăsta. Ca să rămână MN-ul curat. Minus CN. Arătați repetitură, domnul profesor. Da. Deci MN-ul înseamnă din tot AB, același primul segment. Scădem pe ăsta. Și pe care? Și de la ăla. Și rămâne el singur. Da? Și egal mai departe cu AC-ul care este... 12 minus 4 minus 6, de unde rezultă că MN... Și egal cu 2. Este egal cu 2. Înțeles? Asta-i. Uitați-vă pe figură. Figura vă ajută în geometrie maximă. Deci e MN. Ce mai e așa? Căutat. AC minus AE minus MC, da? Da. Mai stă la 4. La 3. Problema 3. La câte? Ștepe, ștepe. 3 probleme. 4, mai are una și mică. Da. La 3 iară, cu AB. A. Se consideră A, M, N, B. Astfel încât. A, N, A, M, N, B. Scrie. Ce să dau, mamă? Dar nu, că numărul tare. Problema 1, problema 2, problema 3. Asta am făcut de cât? Asta e B. B. Punctul B de la problema 2. Problema 3. Se consideră punctele A, M, R, B. Lasă-i, mama, de el lui. Ce de aici? Nu, 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 lasă-i el mai. Lasă-i el. E la minutul și mama, dar așa și mama, dar așa și mama, dar și se consideră A, M, N, B. A, M, N, B, astfel încât. Astfel încât. Nu aparține Luana. E A, M, N, B, B. Astfel încât. M aparține Luana. Pe interior. M aparține Luana. N aparține lui M, B. M, B. Dacă am egal cu 5 cm. La capăt. Am egal 5 cm. N, B egal 3,5 cm. Și A, B egal 11 cm. 3,5 cm. Și A, B egal 11 cm. Calculați lungimile segmentelor. M-A, M-A, A-N și M-B. Păi M-A nu-i deja calculat? Și M-B. Și M-B. Adică ce scrie aici atunci? Da. Nu cred. M-N? Da. M-N primul, doctor. M-N primul. M-N. Nu M-A, M-N. Și la B? Am punctat. Punctul B. Dacă... P este mijlocul segmentului AM, din astea vă dă. P este mijlocul segmentului AM. Calculați lungimile segmentelor. PB, PB și PM. Apoi, demonstrați că M este mijlocul lui până. Demonstrați, dem. Tot aici, nu? Tot aici, da. Demonstrați că M este mijlocul lui până. Nu, asta e problema. Păi să facem segmentul. Și să începem. A e capăt, B e capăt. Deci A, M, N, B. Nu știu dacă în această ordine. Așa zis, în această ordine. M este pe A, N. Și nu, N pe M, B. Nu. Nu. Astfel încât zici. Așa.
Atunci noi ne dăm seama de aici. Faptul că mâ este pe A și mâ, întâi pun pe A, aici pun pe N, și mâ pe aici pun de la. Da. După aceea, nu este... Mâ este, este pe mâ, B. B. Acum ne s-a spus că ordinea asta. Da. B. Mâ, B. Bun. A, mâ. Dacă A, mâ este egal cu 5. Deci dacă A, mâ este egal cu 5, A, mâ e de 5. Da. Mai departe, N, B este de 3,5, adică trebuia să-l las mai aproape pe N, B, ăla dar mai tot da, 3,5. Trebuie că le-au ca să zicem să corespunde. 3,5. A, B, toate este de 11. A, B. Egal 11 cm. Egal 11 cm. Adică aici, repede, fără să vă cimceri, cât e mână, Davide? Mână? Da. 11 minus 5 minus 5,5. Deci mână, răspundem aici, da? Mână 2,5. Fac mă, ori calcul. Mână egal 11 minus 5 minus 3,5. 8,5? 2,5, corect. 2,5. Centimetri. Bun. Următorul segment. Anul. Anul. Păi... Știm că... Pe amul știm. Ce am aflat? Ba nu, pe mână știm. L-am aflat acum. Da, și e 2,5 și... 2,5. A, nu e egal 7,5. Deci 7,5. Următorul segment. Mă bă. Mă bă. Mă bă. Păi pe mână îl știm. Păi da, pe mână îl știm. 2,5. Va fi 6. 6. 6. Bun. Acum pentru B. P în mijlocul oamă. P în mijlocul lui AM, Davide. Păi P în mijlocul lui AM, da, vom pune pe segmentul AM în mijloc, adică P ar fi 2,5. Deci P aici. AP va fi 2,5. Bun, nu știu, nu miceri. Da, deci apoi 2,5. Să-l calculăm. Miceri pe M. P, B. Și pe M. A, și pe M, corect. Și știm că dacă P în mijlocul lui AM, scriem așa. Așa. P în mijlocul lui AM, pentru punctul B. Mijlocul B. P în mijlocul lui A, M, rezultă că A P e cât P, M. Da. Și egal cu 2,5 cm. Și acum P, B să-l aflăm. Păi P, B, știm că P, N este 2,5, M, N este... Scriem, P, B egal cu P, M. P, B egal cu... Cu plus M, N. Plus nb. Le știm pe toate. Plus nb. Ce știm pe toate? Vom calcula 2,5. Ce e calcul 2,5? Plus. Plus. Mână, uite, 2,5 și el. Plus 3,5. Plus 3,5. 5 plus 8,5. 8,5. Am terminat. Să demonstrăm că M este mijlocul lui până. M? E mijlocul lui P? N. E mijlocul până. M, 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 mijlocul până. Păi până este egal cu 2,5 cu 2,5. P, M cu cât 6 egal? Centim- cu 2,5. M, N cu cât egal? 5 cm. Nu, cu cât egal? P, M, P, N e 5 cm. P, M. Nu, P, M întreb întâi. P, M e 2,5. M, N, 2,5. Înseamnă să nu fim mijloc. Cum mijloc? Așa scrie. Deci P, M egal 2,5. Mână l-am aflat, demonstrat, calculat, nu știu, egal 2,5. Rezultă din amândouă. Din amândouă că mă în mijlocul lui până. Ai înțeles, Daniel? Da. În mijlocul lui până. Până. Și mai, mai are o problemă scurtă, scurtă, mă profesor. A patra. Dacă A, B și C sunt coliniare, astfel încât dacă A, B și C sunt coliniare, problema 4. 4 la el. A, B și C coliniare. Ce greu scrie, da. Astfel încât AC să fie 12. AC e dată 12. Da. Și BC 4. Așa. Calculați AB. Deci. Și BC era... Asta e problema, urmă. Păi
noi vom face un segment coliniar ABC, dar sună în aceeași ordine? Nu. Atunci A este capăt, C este capăt, dar C este cel mai lung. Deci AC este de C este 4. Adică A e capăt, C e capăt. A e capăt, C e capăt. AC e 12. AC capăt e 12. B-ul este aici, nu? Da. Și B-ul este 4. E 4. Așa. Păi vom, ca să aflăm AB-ul. Dar nu putea să fie BC în partea și alta e 4? Nu cred. Atunci AB-ul... Va fi B. Dacă așa... AB-ul e 8. Ușor. E simplu, nu? Păi așa și scrii. Vă dați una simplu cu listă. AB este egal cu AC minus BC. De unde 12 minus 4 și AB rezultă că este 8 cm. Dacă AB era în partea cealaltă, când zice ordine, atunci AC era adunat. Da. Ai înțeles? Dacă eu îl spuneam în partea cealaltă... Da, spunea coliniar. Da, dacă zice coliniar, dar nu zice în aceeași, în ordinea asta. Păi atunci era 12 plus 4. Exact. Le pui în toate ordinele, dacă nu. În toate situațiile, am zis. Da, ai răspuns și în problemă. Faceți un pic? Repet că nu a ajuns câțina. Ce am făcut? Am făcut simetrie. Da, mișto cu un segment simetric unui punct față de un alt punct. Simetria, da, mișto cu un segment. Da, mișto cu un segment. Un tip liniare. Da. Ce am mai făcut acolo de bun? Problema aceea cu unghiurile, dar nu știu. Triunghiul. Echilateral. Echilateral. Asta, egalitatea cu două triunghiuri. La două. Da. La revedere, nu uitați de like și share, să vă abonați pe proful online. La revedere. La revedere.